sport nobil și de tradiție, echitația aduce an de an rezultate importante în palmaresul clubului Steaua București. În 2021, sub conducerea antrenorului Sorin Alexandrescu, sportivii roșialbaștri au cucerit medalii dintre cele mai strălucitoare la campionatele naționale, campionatele balcanice și au bifat participări la campionatul european. Cu ce rezultate se mândrește secția de echitație a clubului Steaua? În ultima perioadă am obținut 3 titluri de campioane, de campioni balcanici și 3 calificări la campionatele europene și, bineînțeles, campionatele naționale. Care sunt beneficiile practicării acestui sport? Un copil devine mult mai disciplinat și are mult mai multe responsabilități având grijă de un animal. Și atunci totul pleacă de la disciplină. La ce vârstă e indicat să începi acest sport și sunt curios dacă există limita superioară de vârstă pentru practicarea lui? Un copil poate să înceapă în funcție de cum se dezvoltă, poate să înceapă de la vârsta de 6 ani. Limita extremă este până la 73 de ani, cum a fost ultimul sportiv calificat la Jocurile Olimpice din partea Japoniei. Ați amintit de Jocurile Olimpice, ce ne trebuie sau ce le trebuie sportivilor pentru a ajunge să concureze acolo? În primul rând, cred că ne-ar trebui o infrastructură, în al doilea rând, cred că ar trebui să construim un program și în al treilea rând, bineînțeles, o susținere financiară. Pentru călăreții de la Steaua, pasiunea pentru acest sport este una imensă și speră ca într-o zi eforturile lor să fie recompensate cu îndeplinirea visului suprem, participarea la o ediție a Jocurilor Olimpice. Oh, sunt foarte multe părți frumoase, nu este doar una. Cred că cea mai frumoasă este relația dintre tine și partenerul tău. Cât timp se construiește o astfel de relație pentru a avea rezultate? În ani de zile. 3, 4, 5 ani. Ca să fie o relație cât mai constructivă și cu rezultate. Ce e cel mai greu în acest sport? Ca în orice sport, să reușești să depășești momentele proaste, nu neapărat referitoare la performanță, cât greutățile pe care le întâmpini la antrenamente, că e frig, e prea cald, condiții improprii, să treci prin toate și să vezi partea frumoasă de la final, câștigul sau bucuria de a fi cu partenerul tău. Ce sfat le dați copiilor și părinților care vor să-și aducă copiii la acest sport? Să o facă, pentru că este benefic din multe puncte de vedere, nu doar fizic ca și sport, leagă o legătură foarte bună cu un cal, prietenul lor, devin mai disciplinați, trebuie să aibă grijă de el, să învețe să fie responsabil. E foarte, foarte bine pentru copii. De ce îți place așa de mult acest sport? Ce te atrage la ea? De mică îmi plac foarte mult animalele și de când eram mică mereu eram foarte fericită când eram pe lângă un cal și părinții mei au zis haide să vedem dacă îi prinde. Câte ore pe săptămână petrecea tu de calul tău? Eu vin de aproape 5 ori pe săptămână și stau de obicei la cai vreo 8 ore. Cum îl cheamă pe calul tău și cum vă înțelegeți? Pe ea o cheamă ZOZ. Ne înțelegem foarte bine, concurăm împreună deja de 5 ani. Care sunt rezultatele cele mai importante pe care le-ați obținut împreună? Am reușit să obțin titlul de campioană națională la copii junior și tineret și campioană balcanică la categoria junior și tineret. Care sunt rezultatele cu care te mândrești în acest sport? Sunt multiplă campioană națională și vice-campioană națională și am participat la campionatele europene și balcanice. Care este marele tău vis ca și sportivă? Să ajung la Olimpiada, acesta este visul meu. Zi-mă ceva, Forța Steaua, hai, hai, dică, Luțu! Forța Steaua!